Cenușăreasa. A fost odată, ca niciodată, o fată foarte frumoasă, cu minte și harnică, care era mândria părinților ei. Dar, din păcate, după un timp, mama fetei se stinse din viață, iar biata fată rămase doar în grija tatălui. Acesta însă s-a recăsătorit la scurt timp cu o femeie rea și îngânfată care avea la rândul ei două fete, la fel de rele, leneșe și mofturoase ca și mama lor. De îndată ce s-au instalat, mama vitregă și surorile ei au pus stăpânire pe casă, iar pe biata fată au obligat-o să doarmă pe cenușa din vatră și să poarte haine ponosite și zdrențuroase. De aceea i-au pus numele Cenușăreasa. Surorile cele rele erau puturoase, le neveau toată ziua, pe când Cenușăreasa făcea toată treaba în casă. Mâncare, deretica, punea masa pentru mama și surorile ei vitrege, spăla vase, iar seara, târziu, se retrăgea în colțul ei pe cenușa din vatră și adormea plângând. Ea nu îndrăznea să se plângă tatălui ei, de teamă să nu-i tulbure liniștea și fericirea acestuia. Zilele treceau la fel pentru cenușărea sa. Muncea cât era ziua de mare și suporta cu îndrăjire răutățile mamei și surorilor ei vitrege. Într-o zi, de la palatul regelui, s-a dat de veste că acesta va da la castelul său un bal unde sunt invitate toate fetele din regat. Regele avea un băiat care ajunsese la vârsta însurătorii și la acest bal prințul urma să-și aleagă viitoarea mireasă. Cum auziră cele două surori vitrege ale cenușăresei, împreună cu mama lor, începură pregătirile pentru bal. Biata cenușăreasa nu mai știa ce să facă mai repede. Cenușăreaso, calcă-mi rochia, spunea una dintre surori. Ba vino să mă aranjez la păr pe mine și să-mi cureți pantofii, spunea cealaltă. Mai repede, puturoaso, o certa mama vitregă. Fetele mele trebuie să fie cele mai frumoase. Cu una dintre ele neapărat se va căsători prințul. Cenușăreasa alerga când la una, când la cealaltă, cu supunere și, în sufletul ei, își dorea să meargă și ea la acel bal. Știa că nu o va lăsa mama vitregă, dar nici nu avea cu ce se îmbrăca. Rochea ei era ponosită și nici pantofi nu avea. În cele din urmă, surorile ei, împreună cu mama vitregă, au plecat la bal, iar cenușăreasa a rămas singură și tristă acasă. Și, pe când fata plângea și suspina, deodată în odaia fetei apăru o zână bună, care îi șterse lacrimile de pe obraz și îi spuse: nu mai plânge, cenușăreasa, vei merge și tu la bal, am să te ajut eu. Și, cu o baghetă magică, o îmbrăcă pe cenușăreasa într-o minunată rochie de bal cusută cu fir de aur, iar în picioarele delicate ale fetei apărură niște conduri mici de cleștar. Apoi zâna a transformat un dovleac într-o frumoasă caleașcă, patru șoricei în tot atâția cai mândri, iar șobolanul a devenit vizitiul țanțoș ce urma să o ducă pe cenușăreasa la castelul prințului. Bucuroasă, fata i-a mulțumit zânei pentru tot ajutorul și grăbită s-a urcat în trăsură. Fata mea, a spus zâna, va trebui să te întorci acasă înainte de miezul nopții. Vraja pe care am făcut-o se destramă când orologiul va suna miezul nopții. Îți mulțumesc, zână bună, pentru tot și promit că voi pleca de la castel așa cum m-ai povățuit, spuse cenușăreasa. Caleașca fermecată îndată a pornit spre castelul prințului.
Sala de bal era plină de invitați când cenușărea s-a intrat în palat, iar privirile tuturor s-au îndreptat spre frumoasa necunoscută. O, ce fată frumoasă! Se auzeau șoapte de admirație din toate colțurile. De cum o văzu, prințul fu fermecat de frumusețea ei și, fără să mai stea pe gânduri, o invită la dans. Cenușăreasa era foarte fericită alături de prinț și împreună au dansat toată seara, uitând de trecerea timpului. Dar iată că orologiul a început să bată, anunțând miezul nopții. Atunci cenușăreasa și-a amintit de sfatul zânei și, grăbită, s-a smuls din brațele prințului și a fugit spre treptele palatului. Dar unul din conturi i-a ieșit din picior, astfel încât, când orologiu a bătut cea de-a 12-a oară, fata era deja acasă, îmbrăcată în rochia ei peticită, dar în picior mai avea un condur de cleștar. Cenușăreasa îl ascunse cu grijă, astfel încât să-și aducă aminte de frumoasa seară petrecută la bal. Prințul o căută, dar nimeni nu o văzuse, nimeni nu știa cine este. Pe treptele de marmură ale palatului însă găsi un condur de cleștar. Surorile vitrege, întoarse acasă, au povestit ore întregi despre prințesa necunoscută care i-a câștigat inima prințului. Cenușăreasa nu scoase o vorbă despre tot ce se întâmplase în acea noapte. La două zile după bal, iată că un mare alai, în frunte cu prințul, a pornit prin regat, din casă în casă, pentru a o găsi pe fata care în seara balului purta condurul de cleștar. Toate fetele au probat condurul, dar nici uneia nu i s-a potrivit. În cele din urmă, alaiul a ajuns și la casa cenușăresei. Surorile vitrege s-au chinuit minute în șir să încalțe condurul, dar în zadar. Atunci cenușăreasa a cerut voie să probeze și ea. Surorile ei și mama vitregă începură să râdă, însă prințul o pofti și pe ea să încerce. Cenușăreasa a aprobat pantoful și, spre surprinderea tuturor, i-a venit ca turnat. Atunci i-a scos și celălalt condur și astfel prințul s-a convins că ea este frumoasa inimii lui. El a dat poruncă să se pregătească o nuntă mare ca în povești și s-a căsătorit cu blânda și frumoasa cenușăreasă și împreună au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.